Zeci de tiruri rămân blocate pe drumurile naționale din cauza că sunt impracticabile, iar în unele sate din raionele Căușeni și Ștefan Vodă, furnizorii nu au putut străbate nămeții pentru a livra produse alimentare în magazinele care au rămas cu rafturile goale. În localitățile unde stratul de zăpadă măsoară 1,5 metri, arterele locale rămân și în continuare greu accesibile. Am undeva 40 de ore de când stau pe loc aici. Cred că și-ar putem pe mâine să mai stăm. Normal că suntem nemulțumiți. Ianuarie, o nins chiar pe neașteptate? În apropierea orașului Anenii Noi stăteau blocate în jur de 30 de tiruri. Șoferii spun că polițiștii nu i-au lăsat să-și continue drumul pentru că punctele de trecere a frontierei cu Ucraina, unde aceștia urmau să ajungă, sunt închise. Сказали, что там Украина не пускает. Сама таможня. Говорят, там где-то по 2 метра снега. Задута. Alte aproximativ 40 de vehicule sunt blocate la ieșirea din orașul Căușeni. Сколько времени, думаете, что будет ещё сидеть? Да неизвестно, никто. Полицейские проезжают, даже не останавливаются, не спрашивают. Живые вы, не живые? Как вы тут? Ребята говорят, кто идёт оттуда, там вот. Там перед этим Штефан Водами. Да. Тоже стоят машины. Если мы сейчас туда сунемся, мы там перекроем вообще всю дорогу. Acum au rămas numai tirurile care trebuie să plece din țară, să iasă în partea ucrainească. Din motiv că vămile sunt închise, mijloace de transport stau aici. Chiar dacă drumul până la Vama Tudora și Palanca este curățat, deocamdată nu se știe când șoferii mașinilor de mare tonaj își vor putea continua drumul.